soția mea și soția mea să fie bolnavă de cancer. Eu personal i-am făcut ungerea de două ori în casa noastră. Eu personal am participat la ungerea pe care i-au făcut-o echipa de păstori de biserica noastră. Eu personal am trimis sute de e-mail-uri peste tot în lume, rugându-i pe oamenii care mă știu și care nu mă știu să se roage pentru soția mea. Și totuși am ajuns la operație. De ce? Eu care predic de vindecare, de ce nu s-a întâmplat lucrul acesta în viața mea? De ce? Ce trebuia să fac mai mult? Am postit săptămâni întregi fără să mănânc în nicio zi decât seara. Am făcut tot ce a depins omenește de mine, tot ce am auzit, tot ce am știut, tot ce a putut să conceapă o minte de muritor. Însă sunt lucruri care trec dincolo de controlul nostru, Dumnezeu are un plan, Dumnezeu știe ce face și în această situație am fost pus în situația să mă supăr pe Dumnezeu sau să cred că și în situația asta El mă iubește, e bine pentru mine să trec pe aici și până la urmă voi ieși biruitor. Lucrul ăsta s-a întâmplat. Dumnezeu are multe metode de a vindeca. Dumnezeu are multe metode de a lucra. Dumnezeu are multe metode de a binecuvânta. Dar noi avem un rezolv foarte gust. Noi avem planurile noastre. Noi avem mofturile noastre. Noi avem ideile noastre și noi am vrea să-L subordonăm pe Dumnezeu propriilor noastre planuri. El să devină robul și noi Dumnezei în loc de invers. În astfel de situații este mai greu să ai încredere în Dumnezeu, comportându-te ca și cum El știe ce face, în timp ce tu vezi că ești aproape să-ți pierzi viața sau să-ți pierzi partenerul de viață. Frații mei, este ușor într-o stare de normalitate să rămâi unul credincios? Este mai greu să rămâi credincios atunci când simți că nu mai poți controla lucrurile și că tot ce ai strâns într-o viață de muritor se destramă, se rupe, se desface, dar nu numai din punct de vedere al unei suferințe de boală. Poate din în urma unei infidelități. Viața e lungă și pe lângă faptul că e scurtă, uneori e și lungă. Sau în urma unui copil pe care îl pierzi, poate îl pierzi că a murit sau poate îl pierzi că a murit spiritual. Sau în urma la alte și la alte crize, dintre miliardele de crize care pot exista în viața unui om. Fiecare dintre noi ne-am îmbrăcat frumos și am venit la biserică. Fiecare dintre noi avem o atitudine senină pentru că ne încredem în Domnul. Dar undeva într-o cutie ascunsă a inimii noastre există multă suferință. Fiecare are frustrările lui, are poverile lui, are lacrimile lui ascunse. Fiecare. Și noi nădăjduim într-un Dumnezeu care ne cunoaște, care ne vede și care va hotărâ o zi în care ne va vizita acolo cutiuța aceea ascunsă și va schimba lucrurile pe care așteptăm să le schimbe de mult. Dacă nu gândim în termenii ăștia, ne pierdem mintea, ne pierdem credința, trăim o viață de oameni frustrați, în timp ce nu ar trebui să fie așa. Nu experiențele din jurul meu hotărăsc dacă eu sunt fericit sau nu. Că dacă ele ar hotărâ dacă sunt fericit sau nu, eu aș fi cel mai nefericit om. Am avut o copilărie fără părinți și momentele grele din viața mea pot continua și sunt prezente în fiecare etapă a vieții. Însă, eu sunt fericit pentru că mă încred în Dumnezeu și aleg să fiu fericit, crezând că din orice eșec al vieții mele pe care nu-l pot controla, aparent eșec al vieții mele pe care nu-l pot controla, Dumnezeu îl poate schimba în harul Său pe care eu nu-l merit, într-o binecuvântare pe care o primesc cu mulțumire. Iar dacă totuși nu o voi primi vreodată, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce mi-a dat, știind că asta este bine pentru mine. Și asta este o mentalitate care trebuie să ne însoțească. Noi nu mai suntem la vârsta copiilor noștri. Noi am trecut de aerile tinereții și de așteptările puierile, adică așteptări slabe, nefondate, de mofturi. Nu trebuie să confundăm nevoile cu dorințele. Fără cozonac se poate și fără cafea, dar fără pâine nu. Pe undeva pâinea este o nevoie, în timp ce cozonacul și cafeaua este un moft. Este doar o dorință. Dacă l-avem, aleluia, dacă nu l-avem, iar aleluia. Dar nu putem să zicem la fel de pâine, de aer, de apă, de lucrurile în care, de care în mod indispensabil devine viața. Aș vrea să plecăm de la gândul ăsta și să ne oprim la un altul care îi este vecin, și anume, atunci când suntem părinți, există o perioadă normală în viața noastră, când suntem liniștiți. Lucrurile merg bine. Învârtim cheia vieții familiei și mașina pornește. Funcționează și accelerația, funcționează și frâna, avem oglinzi, geamurile se ridică și coboară, tancul de benzină, rezervorul de benzină e plin și mașina funcționează normal. Asta este viața când copiii
copiii sunt ascultători, când vin de vreme acasă, soția e iubitoare, soțul e înțelegător, avem bucata de pâine asigurată, ba putem să mai punem și ceva bonus deoparte, mai mult sau mai puțin, și viața e normală. Dar viața nu întotdeauna e normală. Necazul nu face cerere ca să apară în viața noastră sau în familia noastră, ci ca un trăsnet, ca tot felul de nenorociri care ne duc într-o dimensiune a suferinței care nici măcar nu știam că există. Tot felul de situații. Ei, în astfel de situații ne întrebăm, Doamne, cum să mai fim noi părinți? E ușor să fii părintele unei fete cu minți, cu minte. Însă este mai complicat să fii părinte, să fii tatăl sau mama unei fete care nu mai ascultă, care iese de sub autoritate, care nu se mai întoarce în timp acasă și care s-a împrietenit cu un derbedeu din punctul nostru de vedere. La fel se poate pune situația la un băiat sau la partenerul de viață. Ce metode folosim atunci? Cum ne comportăm în starea de normalitate și cum ne comportăm în starea de criză? Ceea ce vreau să menționez aici este faptul că părinții trebuie să găsească metode pentru a-și proteja copiii de următoarele situații, de următoarele împrejurări, de următoarele stări de lucru. 1. Părinții trebuie să își ferească copiii, să-și protejeze copiii de materialismul din familie. Hristos n-a fost un materialist. Apostolii n-au fost materialiști. Hristos a spus, n-am pernă, n-am casă, n-am pat, n-am nimic. Apostolul încurajează abstinența, dar nu face din ea o regulă. Regula ea este că bine e ca omul să nu fie singur. El face din ea o excepție și spune așa, dacă te căsătorești, nu-i rău, dar nu vei fi disponibil pentru slujbă. Că cine și-a nevastă trebuie să-i placă nevestă și cine și-a bărbat trebuie să-i placă bărbatului. Dar dacă n-ai bărbat, n-ai nevastă, vei fi mai disponibil ca să-i placi Domnului. Vei fi foarte disponibil. Tot ce câștigi, nu vei cheltui cu soția și copiii, vei cheltui cu Dumnezeu. Vremea pe care noi o trăim este o vreme materialistă. Noi ne raportăm la standardele lumii din punct de vedere material. Cum numim noi un om care nu are casa lui? Cum numim noi un om care nu are mașină personală? Cum numim noi un om care nu are 10 costume și 20 de craveți? Cum numim noi un om care, și lista poate continua, ce am vrut să spun este că strictul necesar în vremea noastră a devenit o basculantă de haine, o casă întâlcică, suficienți bani și 10 basculante de lucruri. Tot felul de lucruri și de aparaturi. Asta nu prea mai este un obișnuit. Fără să ne dăm seama, noi ridicăm standardul materialismului în casele noastre. E adevărat că materialismul nu înseamnă neapărat să ai cât să faci idol din ce ai. Dar totuși, ceea ce vreau să spun este că în biserică materialismul mascat există. Fiecare dintre noi vedem viața cu proprii ochi și unii dintre noi au niște ochi mai ageri din punctul ăsta de vedere. Alții sunt mai ușor de înșelat. Dar există o tendință de materialism în biserică. Din nefericire, în biserică sunt și oameni lacom, sunt și oameni care nu vor să-și plătească nici condiționul de vara, nici căldura de iarna, nici curentul la care se aprinde, nici stația asta care costă o grămadă de bani și care îi duce sunetul la urechea lui, că altfel nu l-ar auzi. Sunt oameni mofturoși care dacă nu-i pune fata să le cite în fiecare seară, zice eu nu mai dau bani la biserică, sau poate nu zice, dar nu mai dă. Sunt tot felul de situații. Nu vreau să intru în aspectele acestea, vreau să vă spun un lucru. Sunt multe familii care au un spirit materialist, care iubesc lumea, care iubesc banii, care iubesc lucrurile materiale și copiii văd, miros și simt și devin niște specialiști în materialism. Ei continuă să vină la biserică, ei citesc Biblia, ei se roagă, dar ei sunt bolnavi de idolatrie pentru lucrurile pământești. Dumneavoastră faceți diferența? Permiteți-mi să fac o mică deosebire în câteva lucruri. Adică,